Asistăm deci la zârcorile sistemului disperat că îi scapă puterea printre degete. Aur a crescut mult prea mult pentru gustul lor. Aur e de neoprit și atunci încearcă așa cum au învățat, cu mijloace totalitare. Învață așa cum s-a obișnuit în timpul regimului Băsescu și al binomului Holdea Chioveși. Haideți să vorbim despre fapte. Ce sunt acuzațiile până la urmă? A chemat domnul Simeon Membrii Aur la semnul de vedere sau asta vă întreb. Asta încerc să articulez aici, dacă vă lăsați. Cine a făcut denunțul în acest dosar? Stimați colegi, eu vreau să luați notă de următorul lucru. Tot ce s-a petrecut astăzi este un abuz. Colegii noștri de partid, angajații noștri de la partid, colegi de la grupurile parlamentare AUR, au fost ridicați ca niște infractori din stradă în lipsa unui mandat de arestare sau de aducere, au fost percheziționați și umiliți în fața vecinilor și deși nu aveau decât calitatea cică de martor, au fost puși să dea probe de semnături în cadrul audierilor, deși nu se face așa când ești martor. Foarte multe chestiuni de ordin tehnic care n-au fost respectate și care arată că acest atac este unul făcut pe picior de un sistem disperat care scapă puterea. Despre asta e vorba. Nu a participat la niciun fel de infracțiune AUR. Nu există niciun fel de probă împotriva noastră. Respingem maniera totalitară în care acționează forțele de ordine din preună cu magistrații la ordinul celor care conduc astăzi România, PSD-PNL. Au fost xeroxate, dublate semnăturile. Nu am comis nicio infracțiune. Nu există nicio probă împotriva noastră. Dar nu a fost nimeni declarat inculpat. Dar am avut niște acuzații. Dar există acele fapte. Colegii noștri au fost traumatizați, ținuți ore întregi pe voluri pe aici, fără să aibă vreo caritate în dosar. Au fost puși colegii dumneavoastră să scoată acele semnături, acele stimată date. Doamnă, eu am spus odată și repet. Nu am comis niciun fel de infracțiune. Dacă doriți să aflați mai multe, poate îi convingeți pe onorabilii procurori să meargă la PSD și la PNL să caute dacă sunt sau nu sunt. Procurorii spun că sunt. Există mesaje vocale. Domnule Târziu, procurorii spun că există. Mesaje vocale date de George Simion. Pe rând, procurorii spun că există. Mesaje vocale. Să le pun la dispoziție ce mesaje vocale sunt. Și eu cred, că s-a comis un abuz, inclusiv prin faptul că au fost confiscate telefoanele angajaților noștri, telefoanele aparținând partidului, laptopuri și alte. Perchiziția informatică se face numai în cazul în care există suspiciunea sau încadrarea de inculpat. Deci nu există așa ceva. Ai luat niște martori pe care îi tratez ca infractori, ca inculpați. Le-au dat drum. Nu le-au dat drumul cu aparatura. Ați chemat oamenii noaptea să vină la partid. George Simion a trimis mesaje vocale încă pe WhatsApp dată, să se prezinte de îndată la sediul. Insistați cu niște întrebări care au primit deja răspuns. Dar de ce l-a ajutat AUR pe domnul Silvestru Șoșoacă să strângă semnături? Nu există nicio acuzație a procurorului. Atenție! Există doar un comunicat că s-a început o acțiune penală. Deci nu există vreo acuzație, nu există un dosar penal finalizat. De ce l-a ajutat? Probabil că nici nu se va fi. Dar a fost un dosar penal deschis. Dar a fost vorba de o sesizare din oficiu sau de vreo așa ceva. Partidul general, l-ați ajutat? L-ați ajutat să strângă semnături? Partidul spune că cercetează această pistă. Domnule Târziu, e vorba de denunță sau sesizare din oficiu. Ne lăsați să facem și noi conferința? Procurorii spun că au fost falsificate semnături. Este vorba de o sesizare din oficiu. Nu știu. Nu vi s-a fost aici, dar nu știu. Ați întrebat? Nu este adevărat?
știu că... de ce s-a deci, pornit această acțiune. Dumneavoastră ne spuneți că procurorii au fabricat probe, acele mesaje audio despre care vorbesc le-au inventat? Nu știu, doamnă, eu nu spun așa ceva, eu spun doar că nu există niciun motiv pentru care colegii mei să fie tratați ca infractori. Asta spun, că AUR nu există, nu e parte la nicio infracțiune. Atâta. Procurorii, în comunicatul pe care l-au dat, procurorii nu mint, au spus doar că la o anumită sesizare au deschis o acțiune penală. Păi n-am depus să meargă până la capăt. Asta vă întrebam. Nu știm. A cui sesizare? Cine a depus denunțul? Domnule Sergiu, dacă se va dovedi că trebuie să fie cerut oamenilor să faci vizită natură, ar trebui să-i dea demisia? Stimată doamnă, dacă, zis, și dacă, cu, se va dacă și cu parcă s-a urcat într-o barcă, știți ceva? Haideți să vedem până unde merge această acțiune penală. Haideți să vedem cu ce rezultate și după aceea mai luăm alte decizii și alte declarații. Aș vrea. Simion a declarat că nu poți să faci 100.000 de semnături în mod legal într-un interviu zilele trecute. Dumneavoastră credeți că se pot obține 100.000 de semnături legal? Da, bineînțeles că se pot obține. Și de ce credeți că domnul Simion a zis așa ceva? Mă gândesc că toate grupurile de comunicare au urmărat. Dar vreți sora mea să lăsă să răspundă? Serios. Am spus, v-am răspuns. De ce credeți că domnul Simion consideră că e imposibil? Dar de ce o întrebați pe dânsul? Păi l-am întrebat, dar dumneavoastră... Întrebați-l pe dânsul de ce a spus și a spus. Eu vă spun că semnăturile noastre au fost legale și semnăturile noastre au fost certificate ca fiind valabile de către Biroul Electoral Central. Știți care este? Știți? A ajutat AUR pe domnul Șoșoacă să candideze. De unde știți că a ajutat AUR pe cineva? Vă întrebăm dacă este important. Nu vă întrebăm dacă au fost falsificate semnăturile, ci dacă l-ați ajutat, l-a ajutat AUR pe domnul Șoșoacă. Eu nu știu să strângă semnături. Eu nu cred că s-a întâmplat așa ceva. Nu am niciun fel de... Nu știți sau nu credeți? Pentru că mare diferență între așa, că aveți o funcție importantă în partid. Dacă s-ar fi făcut un astfel de demers, ar fi trebuit să știți. Probabil că știam, da. Deci nu știți sau nu credeți? Nu știu și nici nu cred că e posibil să întâmple așa ceva în AUR. Bun, haideți să discutăm și niște chestiuni procedurale, vă rog frumos. Haideți să lămurim niște chestiuni mai avocățești, dacă vreți, da? E bine așa, dar bun. Haideți să vorbim așa. În primul rând, pe surse a apărut că este vorba de o sesizare din oficiu. Nouă nu ni s-a comunicat absolut nimic în această direcție. Deci nu știm dacă e din oficiu, e denunție, plângere, n-avem nici cea mai vagă idee, nu ne-a comunicat procurorul. Al doilea aspect. S-au emis 9 mandate de aducere pentru colegii noștri, niște angajați ai partidului, niște oameni simpli care au familie, au copii acasă, au fost luați cu poliția de dimineață, poliția îmbrăcată în uniformă pe care scrie Poliția Română. Ăsta este un lucru atipic, să știți, pentru că până acum, și vă spun ca avocat penalist, la tot ce înseamnă mandate de aducere, vine polițistul îmbrăcat civil, bună ziua, sunt cu tare, se legitimează mai puțin în cazurile în care îți vine DNA-ul și DNA-ul într-adevăr își ia vestă de DNA. Astăzi a venit poliția toată frumos îmbrăcată protocolar la ușa oamenilor și i-a luat pe unii de acasă, pe unii din trafic, pe unii din lift, pe unde i-a găsit. I-a dus mai întâi la audiere membrii de partid și angajați ai partidului. Lăsați-mă mai întâi să vă spun eu tot ce am de zis și după aia îmi puneți întrebări. Bun. După care au fost aduși la audieri, la poliție, la piața Walter Mărăcineanu. Acolo au fost audiați, au dat cu toții câte o declarație în care au fost întrebați în principal chestiuni legate de AUR și domnul George Simion. Li s-a pus tuturor această înregistrare a interviului cu declarațiile politice ale domnului George Simion, făcute în fața unui jurnalist, Valeriu Nicolae. Acest interviu pe care l-ați invocat și dumneavoastră, la fiecare martor audiat, procurorul a dat play acestui interviu și a întrebat pe oameni ce părere au despre acest interviu. Deci așa se face dosarul ăsta, intervievând și ascultând un interviu politic în care președintele unui partid face declarații politice și noi facem dosare penale, ca să știți în ce stadiu funcționează justiția în România. După care s-au încercat tot felul de apropouri, că puteți să beneficiați de statutul de martor protejat, că dacă vreți să declarați ceva, dacă vreți să spuneți ceva, puteți să aveți o situație mai avantajoasă procedural. Sigur că astea sunt lucruri care se spun la audieri, dar depinde foarte mult și cum le spui și când le spui. Că suntem pentru numele lui Dumnezeu cu 4 zile înainte de alegerile astea, da? Mai avem 4 zile de stat și urmează ziua de alegeri. Împrejurarea că dosarul ăsta s-a făcut astăzi și nu luni sau marți sau poi marți după joia de la Paștele Cailor spune ceva despre modul în care funcționează justiția în România. Și îmi pare foarte rău să o spun, dar ne-am întors la vremurile lui Chioveși și când Traian Băsescu conducea țara asta. Pe de o parte vedem Direcția Națională Anticorupție care își face treaba profesionist într-un dosar cu generali și apropo de chestia asta vreau să fac o paranteză și să vă spun ceva. L-am auzit pe domnul Șoșoacă, l-am auzit pe holuri vorbind
acum și zicând, domnule, eu am făcut un denunț la DNA în legătură cu niște semnături falsificate de doamna Șoșoacă, în campania doamnei Șoșoacă, ăla o fi subiectul? Deci, domnul Șoșoacă a făcut un denunț la DNA împotriva doamnei Șoșoacă. Nu s-a sesizat DNA-ul sau încă nu s-a întâmplat nimic în acel dosar, pentru că, firește, e campanie electorală și DNA-ul nu se implică. Stați o secundă! Nu a fost sesizat Parlamentul în cazul doamnei Șoșoacă încă pentru ridicarea imunității în acel dosar de la DNA, da? Nu a fost sesizată. Vă rog să mă lăsați să vorbesc. Vă rog să mă lăsați. Domnul Șoșoacă asta a spus, nu văd de ce ar fi mințit, că el era, părea contrariat că are legătură cu dosarul respectiv și nu înțelegea de ce e chemat la parchetul general și nu la DNA, pentru că el acolo a făcut denunțul. Deci eu l-am auzit cu urechile mele. Bun. Dacă DNA-ul nu a înțeles să intervină în jocul ăsta politic, în campanie, în tot ce ține de democrația statului român și nu a pornit, nu a demarat o anchetă vizând-o pe doamna Diana Șoșoacă, da, vedem astăzi că parchetul general, pe partea asta la altă, alt parchet, iată că emite 9 mandate de aducere pentru 9 cetățeni, 9 simpli angajați, repet, sunt angajați ai partidului, oameni care trăiesc pe salariu. Așteptați o secundă să vă spun. Clienții mei nu știu nimic. Clienții mei au fost foarte surprinși de această anchetă. Nu înțelegeau de ce li se pune în mod repetitiv interviul domnului Simion cu domnul Valeriu Nicolae. Nu înțelegeau pe foarte mulți dinăuntru. În acest parlament, dacă credeți că ni s-au încălcat până să schimbăm legea, noi suntem în momentul ăsta cu 4 zile înainte de alegeri. Nu există niciun motiv care să justifice urgența anchetei în acest dosar. Indiferent că vorbim de infracțiuni de fals sau ce o fi zis procurorul acolo în comunicatul pe care și eu l-am citit de pe internet, din presă, se putea foarte bine să se demareze o astfel de anchetă de luni încolo, da? Oamenii ăștia au intrat azi martori și au ieșit tot martori. Singurul lucru care s-a întâmplat astăzi a fost să li se ia telefoanele și laptopurile ca să se facă percheziție informatică. Și am întrebat, mă iertați, de când încep perchezițiile informatice? Că oamenii ăștia au telefoane și laptopuri de pe care lucrează. Și mi s-a zis, nu știu, nu le-am programat. Ia cătă urgența! Care este urgența în acest dosar? De ce trebuia să înceapă săptămâna asta? De ce trebuiau luate săptămâna asta telefoanele și laptopurile în condiția în care nici măcar nu sunt programate perchezițiile informatice? Și alea vor dura, o să dureze câteva săptămâni, că așa durează. Sunt multe dispozitive, vor dura săptămâni în șir. Timp în care ce se întâmplă? Avem duminică alegeri. E bine, nu? E frumos, e democrație. În care anchetatorii întrebau pe clienții dumneavoastră ce au făcut pe 9 aprilie, care erau răspunsurile? Păi unii dintre ei erau la muncă și au spus că au fost la muncă, alții nici nu-și mai aduceau aminte pentru că au fost în campanie, în teritoriu. Cei care lucrează pentru AUR, unii dintre ei sunt angajați și lucrează în Palatul Parlamentului, erau la Parlament, da? Nu erau la sediu. Alții erau în teritoriu, nu am astfel de, n-am auzit niciun client să spună așa ceva și nu a fost o astfel de întrebare. În legătură cu statul noaptea. În legătură cu domnul Simion, este iarăși o chestiune cel puțin dubioasă legată de comunicatul de presă și trebuie să fiți de acord cu mine. În acel comunicat se face vorbire despre domnul Simion, da? Despre președintele unui partid. Președinte care nici până la ora asta, deși este prânzul, este amiaza, nu a fost citat, nu a fost chemat, nu i s-a adus nimic la cunoștință. Adică dăm un comunicat de presă în care 70-80% vorbim despre presupuse fapte ale unui președinte de partid, dar pe ăla nu-l cităm, nu-l chemăm, nu-l aducem cu mandat de aducere, în schimb îi luăm toți angajații, angajați simpli, repet, vorbim de oameni simpli care se sperie când se trezesc cu poliția la ușă, că oricare din noi, oricare dintre noi se trezește în felul ăsta, da, se simte intimidat, foarte bine ați spus. Acest dosar va afecta imaginea lui George Simion? Nu are de ce să-i afecteze nici imaginea domnului președinte George Simion și nici a noastră celor din AUR, nici AUR, din contra, dosarul ăsta trebuie să reprezinte un semnal de alarmă acum, înainte de ziua de duminică. Iată ce se întâmplă în România. L-ați văzut pe Trump condamnat în America? Ați văzut, vă rog. Pentru cei de acasă, ca să nu existe dezinformări, declarațiile lui George Simion în care spune că se încearcă scoaterea AUR de pe buletinele de vot, ceea ce este imposibil din punct de vedere legal. Este imposibil tehnic, dar putem fi boicotați și asta se întâmplă în mod real, pentru că atâta vreme cât blochezi zeci de angajați ai partidului să contribuie la buna organizare a ceea ce urmează,
Asta înseamnă, vrei să nevoi, plus transmiți o imagine negativă asupra unui partid de opoziție, spunând, domnule, ăștia sunt niște infractori. Ca să nu mai boteze lumea, despre asta este vorba. Păi, nu se vede cu ochiul liber asta? Adică, asemenea, acuzații și înainte. Eu cred că românii sunt inteligenți și văd abuzul care se face asupra noastră și nu vor marșa la toate manipulările și vor vota cu noi masiv, ceea ce va fi grav pentru ei. Țineți cont de împrejurarea că dacă existau probe pe bune, oamenii ăștia nu plecau azi tot martori acasă și pe domnul George Simion îl vedeați adus aici la audieri, da? Ceea ce nu s-a întâmplat. Deci este doar circ, doar paradă, doar o încercare de denaturare a realității și de inducerea unui alt rezultat electoral. Bun, și avocatul Gheorghe Pipera, de altfel, a sosit domnule... Auziți, da, domnul Lulea este înăuntru la audiență. Este aici, nu uitați-l pe domnul Lulea, acolo. Nu l-ați văzut. Nu, domnul Lulea nu a fost luat cu mandat de aducere, nu face parte din colegi. Nu, repet, doar niște simple angajați sunt audiați. Câți susținători sunt acum aici, de la audiență? Câți au anunțat prezența? Nu știm, vedeți și cum au anunțat mai mulți, se tot adună. S-a aflat că facem conferință de presă și au venit să susțină. Partidul cum e în fire. Este autorizat acțiunea astăzi. Este o conferință de presă la care asistă și sunt actoare în acțiunea de nicio autorizată. Jos mafia! Jos mafia! Nu știu, Antena 3 e aici? Nu e aici? Mă rog! Foarte bine! Foarte bine, mult succes! Au ieșit toate persoanele care au fost chemate la audieri. Un avocat, Da. Toți sunt martori. Silvestru Șoșoacă nu l-am văzut ieșind. Colegii mei au ieșit în calitate de martori. Mulțumim frumos. Da, aveți pentru ce noi ne continuăm protestul. Mâine mai. Hai. Nu cedăm. Duminică votăm. Nu cedăm. Duminică votăm. Nu cedăm. De pe listele electorale, vor să ne fabrice dosare penale Marcel Ciolacu cu Vasile Dâncu și cu Coldea. Rușine să vă fie! Rușine! Rușine! 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 Nu vom abandona! Rușine! Doi mari infractori. Bună ziua!
Capitan Băltănescu de jos. Vorbiți cu Vasile Dâncu, că l-așteptăm pe Vasile Dâncu. L-așteptăm pe Vasile Dâncu. Mulțumim frumos. În casa agricultură se desfășoară activitate. Rușine! Rușine! Rușine să vă fie! 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 Rușine! Rușine! Na, ciolacule, asta ai vrut! Na, ciolacule, cu dosarele tale penale! Na, ciolacule, cum îți bați tu joc de votul românilor! Dâncu afară! 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 Puteți să veniți cu câți jandarmi și polițiști vreți, puteți să ne inventați câte dosare penale vreți, nu o să ne intimidăm, nu o să dispărem, puteți să ne închideți și Facebook-ul, puteți să ne luați internetul, nu merge așa, nu vă mai țineți dictatorial de putere, lăsați partidele să își desfășoare o viață politică democratică. Rușine! Rușine! Rușine să vă fie! 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 Rușine! Jos PSD! 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 Fiți alături de noi, dragi prieteni, distribuiți acest live și veniți, veniți încoace, vino domnul Călin Cosma, haideți! Veniți încoace! Haide, haide domnul Lungu, veniți încoace! Să vedem! Ce ți-au spus azi? De ce nu m-au lăsat să intru? Nu au avut argumente. Și nu poți să interzici unui deputat din Parlamentul României să intre într-o instituție publică, făcut pe banii noștri. Nu se poate lucrul ăsta. Nu există așa ceva. Este un abuz. Bună ziua! Mulțumim că sunteți lângă noi! Haideți încoace, domnul Cosma Căsă. Procurori, dragi prieteni, cu procurorii au venit azi de dimineață la candidați de-ai noștri la alegerile europarlamentare, la oameni din staful restrâns de campanie. I-au luat cu mandat de aducere ca martori, practică neuzitată. Și acum domnul Ciolacu, care s-a ascuns toată ziua în aeroport, nu s-a mai dus la Reghin. Acum să vedem ce conferință de partid face dumnealui, care a ordonat procurorilor lui Coldea să acționeze. Să vedem. Noi am venit cu un mesaj simplu aici. Rușine! Rușine! Rușine să vă fie! 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 Mulțumesc celor din București care la ora asta s-au adunat în fața parchetului general. Nu am fost citat. Când mă vor cita, mă voi duce. Dar nu cum au făcut astăzi cu mandat de aducere, deși oamenii aceia nu fuseseră înștiințați. Jos PSD! 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 Jos grupul de la Cluj! 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 Din cu afară! 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 Din cu afară!
afară. Jos cu grupul de la Cluj, jos cu statul paralel și tentaculele lui. Dâncu, Coldea, Dumbravă, Ciolacu să nu-i mai țină în brațe, pentru că altfel e clar, este șantajat de Coldea. Ne-a orchestrat acest dosar cu 3 zile înainte de alegeri pentru ca să vă facă să vă îndoiți. Chiar dacă ne taie internetul, dragi prieteni, chiar dacă mă vedeți cu cătușe, indiferent de orice, mergeți duminică la vot și puneți ștampila pe aur pe toate cele 5 buletine. Jos PSD! 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 Distribuiți acest live, dragi prieteni. E posibil să ne restricționeze accesul la rețele de socializare. Dați-l pe toate grupurile voastre și anunțați-i că ne-au chemat de dimineață și ne-au furat telefoanele procurorii. Au luat 12 telefoane procurorii, le-au reținut acolo, telefoane cu care noi făceam campanie electorală. Telefoane ale candidaților la alegerile europarlamentare, telefoane cu grupuri de organizare, telefoane în care ei sper să găsească ceva compromițător despre aur. Nu au ce găsi. Nu vor găsi nimic compromițător. Jos grupul! 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 Și mafia! Și mafia! Jos 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 mafia! Astăzi o oră a stat închis în aeroport Marcel Ciolacu. Acum până la urmă l-am prins de frică, nu o să mai vină. Comportament tipic de țopârlan. Am răspuns mai devreme, presi. Cercetat de parchetul general pentru că ați fi contribuit dumneavoastră sau formațiunea pe care o conduceți la falsificarea. V-au spus dumneavoastră pe surse? Așa se zvonește, da. Se zvonește, da. Nu știu, aștept o comunicare din partea procurorilor. Momentan îi acuz de furt. Le-au furat telefoanele colegilor noștri cu 3 zile înainte de alegere. Asta se cheamă poliție politică din partea lui Dâncu și a lui Ciolacu și a grupului de la Cluj și a grupului. Care domn Silvestru? Eu zic de Vasile Dâncu și grupul de la Cluj. Cei care ne-au, cei care ne-au orchestrat acest dosar sunt cei din grupul de la Cluj. Jos PSD! 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 Ne-au făcut dosare penale. Fiți alături de noi, dragi prieteni, pentru că nu lăsăm pe Ciolacu să scape cu una, cu două și pe amicul lui Vasile, pe domn profesor din grupul de la Cluj. Distribuiți live-ul ăsta, ne vor cenzura pe rețelele de socializare în ziua votului. Nu vă uitați nici în stânga, nici în dreapta, mergeți direct la vot de dimineață. De dimineață, la primele ore ale dimineței și puneți ștampila pe toate cele 5 buletine pe aur. Sunt gata, mafia asta! Jos mafia! 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 Jos mafia!
strâng microfoanele, se strâng stativele, șobolanii fug, se prăbușește corabia comasaților, se prăbușește corabia comasată, au comasat aceste alegeri de frică aur și acum, pentru că nu le-a mers și tot suntem sus în sondaje, ne orchestrează dosare penale, fix însă ultima săptămână de campanie. Cine suntem noi? Aur! Cine suntem noi? Aur! Cine suntem noi? Aur! Nu ne lăsăm, dragi prieteni, nu vă lăsați nici voi, fiți alături de noi. Îl așteptăm pe Marcel Ciolacu, deși gata, și-a retras stativul. Se mută în altă parte. Se mută! Au părăsit corabia, șobolanii au părăsit corabia. Să-l părăsească și pe Vasile Dâncu. Jos PSD! 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 Fiți alături de noi, dragi prieteni, că Marcel Șobolanu părăsește corabia. În spate, pe la ușa din spate, cred că. În spate a mers? În spate, fugit acolo toată lumea. Bravo! Ne-au făcut dosare penale. Vor să ne scoată de pe listele electorale, vor să ne interzică, mergând până la scoaterea în afara legii. Sunt alături de colegii mei din Cluj, iar prietenii noștri sunt în fața parchetului general în București. Și o să stea acolo în această seară, să vină. Dau declarații oricui, dar cu 3 zile înainte de alegeri să ne ia hoții telefoanele, să ne ia din casă la 7 dimineața pe cei mai mari criminali, pe interlopi, pe pedofili, nu ia. Ne ia pe noi, vor să ne oprească înainte de alegeri. Nu o să reușească. Iar faptul că se tem și faptul că se ascund pe aceste coridoare. Ușa a fost închisă. Jos PSD! 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 Și statul paralel, Dâncu și Coldea trebuie să plece. Dâncu și Coldea trebuie să plece. Dâncu și Coldea trebuie să ne lase. Dâncu și Coldea și tot statul paralel, cu toate tentaculele, trebuie să plece. Ieșim la proteste. Astea nu sunt alegeri corecte. Și-au pus procurorii pe noi cu 3 zile înainte de alegeri. Să-l vedem pe Marcel Ciolacu, cel care s-a închis în aeroport de dimineață de frică aur, cel care a comasat alegerile de frică aur, cum explică el. Hoții! 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 Vor să ne fure și alegerile, dragi prieteni. Vor să ne fure și alegerile. Restricționează mesajele pe Facebook, vă blochează conturile vouă, cei care distribuiți. Fură în secțiile de vot, își bagă candidați iepuri. Astea sunt procedurile cu care ei câștigă alegerile, nu pe bune.
nu prin voința oamenilor. Astea nu sunt alegeri democratice, sunt alegerile unor corupți comasați. Rușine! Rușine! Rușine să vă fie! 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 Au probleme cu copiii! Rușine! Rușine să vă fie! Rușine! Fac un apel la instituțiile acestui stat, de la jandarmerie, la poliție, la procuratură, la judecătorii. Nu-i mai apărați! Hoții! 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 Nu-i mai apărați! Nu-i mai apărați pe Ciolacu! Hoții! Hoții! Nu-i mai apărați! Nu-mi e frică, dragi prieteni, mergem până la capăt. V-am spus că asta se va întâmpla. V-am spus că o să ne scoată cu cătușe, o să ne scoată criminali, o să încerce să ne aresteze doar pentru că vrem să le luăm democratic puterea. Nu ne temem, dragi prieteni, mergem până la capăt. Nu o să ne închidă nici ochii, nici gura. Duminică, fără să știe cineva, mergeți în cabina de vot și puneți ștampila pe aur. Jos PSD! 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 Cei care ați deschis acum telefoanele și live-ul, la ora 7 dimineața au venit în case peste candidații noștri la alegerile europarlamentare și peste oamenii care sunt implicați în cercul restrâns al campaniei. Nu interesează semnături pentru alții, interesează semnăturile AUR și ce găsesc în telefoanele membrilor AUR. Le-au reținut telefoanele. Le-au reținut telefoanele, dragi prieteni. Adică șeful meu de campanie nu mai are telefon ca să nu poată coordona numărătoarea paralelă de duminică. Asta se întâmplă. Nu mi-e frică că mă arestează, că nu au, mă arestau de mult dacă aveau. Cu ce? Nu au cu ce. Inventează. Semnături. Semnăturile AUR. Le luați și pe alea. O să vedeți că au semnat foarte mulți oameni. Și vă mai zic ce am zis. Eu sunt singurul care am avut curajul să o spun și o să o spun. În fața tuturor și de la tribuna Parlamentului și în fața procurorilor. Majoritatea semnăturilor de la toate partidele, nu doar de la AUR, sunt falsificate. Sunt false. Da? Pentru că zic adevărul, instigare la fals, cică. Să vedem. Vom vedea. Vom vedea. Nu ne lăsăm. Câștigăm alegerile duminică, că de asta au făcut ei măgăria asta. Haide, domnul avocat, încoace. Mulțumesc colegilor care au venit aici. Aici. Mulțumesc colegilor care au venit aici. Ia uite, suntem într-un fel încercuiți. Ai vin? Sunt pe drum. Mai vin oameni. George, mi-e frică de tine, să nu pățești ceva. Nu pățesc, doamnă, nimic. Nu, ăștia să nu te adesteze. Ce să-mi facă? Să mă împuște, să mă împuște, că mai sar 100 ca mine. Să te adesteze. La domnul avocat, vină încoa. Mi-e frică, dar eu sper să fii tare, să nu fie las. Veniți încoace ca să eliberăm calea, da. Veniți încoace. Dacă asta e solicitarea. Vreți să intrați în untru? Jos PSD! Jos PSD! Jos PSD! Jos PSD! Jos PSD!
PSD! Jos PSD! Jos PSD! Jos PSD! Veniți în pace, nu, veniți în pace! Jos PSD! Nu ne lăsăm, dragi prieteni, Marcel Ciolacu și prietenul lui Vasile Dâncu și Ucurus! Ucurus și grupul de la Cluj! Jos cu ei! Și-au bătut joc! Da, nu, 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 ne-a spăcălit, păi poate să intre, cine să intre? Vă bate joc de noi? Nu! Domnul avocat a zis ca să aveți acces aici! Vedeți-vă de treaba dumneavoastră! Aveți nevoie de acces? Aveți un mandat? Nu, bun, vedeți-vă de treaba voastră! Nu mai apărați pe Ciolacu! Lăsați oamenii acolo! Jos PSD! 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 Păi da, dar vreți să ne scoateți de aici? Nu mai apărați pe Ciolacu! Suntem puternici, dragi prieteni, distribuiți live-ul ăsta, suntem 2000, doar pe Facebook. Colegii mei sunt la protest în București, o să așteptăm pe toți, îi așteptăm pe toți aici la Cluj, cei care vin, și îi așteptăm și la București, în fața parchetului general. Nu stăm ca miei la tăiere, nu ne lăsăm scoși din procesul electoral. Trebuie să intre PSD-istul ăsta mic? Da. Hai, jos PSD! 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 Au trimis procurorii de dimineață să ne ia din case. Jos PSD! Dâncu! Dâncu! Cel care n-a putut să vină cu pâine și sare la Marcel Ciolacu. Ăștia sunt. Lubi Bregalcu, Veselianea. În București, în fața parchetului general de lângă Parlament, în piața Constituției, acolo. Fiți alături de noi, dragi prieteni, o să intru iar în live, distribuiți live-ul ăsta și fiți alături de noi. Poate să ne inventeze orice, dar nu așa, cu trei zile înainte de alegeri. Nu așa, asta nu-i democrație. Opresc aici live-ul. Jos PSD! Fiți în următoarele zile cu noi. Jos PSD! Poate să fie greu. Jos PSD!